Oameni buni, ne-am reîntors la Secretele Brașovului și vom discuta un subiect fierbinte de, aș spune, luni de zile deja, și anume situația Brașovului sau ce avem la situația județului Brașov din punct de vedere al tranziției sau cum trecem noi prin această epidemie. Așa că, informație direct de la sursă, cum v-am obișnuit, o salut pe doamna dr. Andreea Neculau, directorul DSP Brașov. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! Aș fi vrut să facem o discuție despre cu totul altceva, despre medicii de familie, despre lucruri poate mai altfel, cum am mai discutat cu dumneavoastră. Dar acum, din nefericire, trebuie să discutăm de asta și din fericire sunteți dumneavoastră acolo. Eu mă bucur personal pentru dumneavoastră. Haideți să vedem și o să vă rog să ne spuneți care este situația actuală 31 iulie la nivel de Brașov din punct de vedere al cazurilor și ce vreți să comunicați strict pentru populație la acest moment, pentru această situație. Vă mulțumesc pentru invitație. Orice prilej de a comunica cu populația Brașovului este binevenit. Sigur că suntem cu toții conștienți că evoluția cazurilor nu este încă foarte prietenoasă pentru noi. Ne situăm în continuare în ascensiune. Înregistrăm 3135 de cazuri în acest moment. Aceste cazuri cresc uneori mai rapid într-o zi decât în cealaltă, pentru că înregistrăm focare noi. În ultimile două zile am înregistrat două focare noi cu câte 20 de persoane. Majoritatea pornesc de la una, două persoane simptomatice care transmit foarte rapid în comunitățile lor. Comunități de fabrici mici, comunități de șantier, de exemplu, avem acum. Trebuie să acționăm foarte rapid aici, să izolăm aceste grupuri, pentru că sunt controlabile. Acolo unde sunt comunitățile grupate, se și poate acționa mai rapid și coerent. Mai rău este atunci când cazurile sunt împrăștiate difuz în comunitate, când ne bizuim de fapt pe oameni ca să fie responsabili, cei care sunt pozitivi și sunt în domiciliu sau, mă rog, ajung în spitale, știu ce au de făcut, însă cei care sunt contact sunt foarte, sunt rugați să rămână în domicilii, în carantină, așa cum se numește acum starea după noua legislație. Respectarea acestor reguli ne poate ajuta să nu împrăștiem virusul atât de rapid. Pot să spun că măsurile pe care autoritățile le-au decis împreună și cu Direcția de Sănătate Publică Brașov de a extinde purtarea măștii începând cu 1 august și în zone unde am apreciat noi că există o aglomerare mai mare de persoane, vin totuși în dorința noastră de a încerca acolo unde sunt grupuri mari de oameni să împiedicăm răspândirea virusului, pentru că sunt foarte mulți purtători asimptomatici care nu sunt conștienți că poartă acest virus și transmiterea se poate realiza foarte ușor, după cum am văzut. Este dificil. Eu chiar pot să înțeleg pe această vreme călduroasă, când îți vine să te duci, să te plimbi, să vorbești, să te întâlnești cu prietenii, să socializezi, să fii nevoit să pui masca pe față, pare să fie o corvoadă. Însă ce am remarcat eu în ultimul timp și pot să admir brașovenii, mi se pare că din ce în ce mai multă lume este aderentă la aceste măsuri și pot să felicit și aș vrea să fiu pozitivă în acest sens. Nu-mi place să tot spun că nu se face și nu se drege. Ba, am văzut pe foarte mulți că fac. Și haideți să le urmăm exemplu tuturor celor care fac acest lucru pentru comunitatea noastră. Aș vrea, deși știu că dumneavoastră ați repetat această informație, este dată și în presă, dar cred că e bine să de fiecare dată să o punctăm și întrebarea este punctuală. În momentul în care cineva prezintă simptomele care au fost tot timpul arătate și eventual, dacă vreți, puteți să le amintiți dumneavoastră, dacă considerați, ce trebuie să facă o persoană care simte că nu este în regulă, are primele simptome ale infecției cu coronavirus și care sunt teste eventual,
unde trebuie să se adreseze, pe cine să sune, ce să facă la modul concret. Da. Primele gesturi pe care o persoană trebuie să le facă atunci când recunoaște simptomele sugestive de infecție cu SARS-CoV-2, care semne sunt febra, tusea, dificultatea în respirație, dar în multe situații chiar și diareea, greața, sunt descrise, durerile de cap. Aceste simptome pot să fie prezente toate sau doar unele dintre ele. Rețineți, de exemplu, că și dispariția gustului și a mirosului sunt foarte frecvent întâlnite și pot fi chiar simptome unice. În cazul în care orice persoană resimte aceste simptome, este foarte bine să decide să se izoleze la domiciliu. Își anunță medicul de familie cu care poate să discute despre aceste simptome și să îi le explice în așa fel încât acestea să vadă dacă sunt sugestive sau nu. Sunt multe persoane acum care de teamă exagerează unor simptome și e bine să fie ghidată de către medici alegerea de a accesa sistemul medical. Sigur că dacă un medic constată că semnele sunt de gravitate sau dacă însăși persoana se simte în pericol, poate să sune și este recomandat direct 112 pentru a fi preluată și evaluată în regim de urgență. Însă dacă lucrurile nu se prezintă așa, este foarte bine ca să fie contactat medicul de familie, ca acesta să poată orienta chiar către o testare la domiciliu a persoanei respective pentru identificarea virusului. În timpul cât se organizează testarea și vine ambulanța la domiciliu pentru testare, persoana este monitorizată de către medicul de familie telefonic, da? În așa fel încât să sesizăm orice agravare. În momentul în care se confirmă infecția cu virusul SARS-CoV-2, sunt mai multe situații descrise în legislația actuală. Sigur că niciuna dintre măsuri nu se ia fără acordul pacientului. Acesta este unul dintre lucrurile pe care legea 136 le-a adus noi. Reținerea persoanelor nu se poate face cu forța. Persoanele care își dau acordul sunt trimise către o evaluare în principalele spitale COVID din județ. Acestea sunt Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Neuropsihiatrie și Spitalul Sărcele. Avem un număr limitat de locuri însă pentru aceste evaluări. Evaluările constau într-un examen clinic, într-o radiografie, analize și medicul de acolo poate decide dacă persoana poate să se întoarcă acasă, să continue procesul de parcurgere a bolii și de vindecare la domiciliu cu un tratament simplu, care poate fi și paracetamol și tratamentul obișnuit de suport. Însă medicul poate decide că persoana va rămâne în spital și va continua tratamentul în funcție de particularitățile sale. Avem dificultăți mari în a gestiona aceste evaluări, pentru că zilnic înregistrăm 50, 60, 70 de cazuri noi și evaluări avem în jur de 20-25 de locuri pe zi, ceea ce ne pune uneori în dificultate zilnic ne pune în dificultate și prioritizăm în funcție de severitate simptomele. Însă, de aceea ne asigurăm de monitorizările efectuate de medicii de familie care pot sesiza agravările și pot să intervină să urgentăm evaluarea în cazul în care inițial a fost într-un fel și ulterior s-a agravat. E nevoie de răbdare din partea tuturor, e nevoie de înțelegere. În această boală o traversează 85% din oameni cu simptome ușoare, cu vindecare ușoară. Însă o mare proporție trec cu foarte mare dificultate, cu simptome severe, necesită suport și terapie intensivă. Este foarte important să fim alerți, să recunoaștem pe cei care pot fi gestionați la domiciliu, ca să lăsăm locurile de spital pentru cei care au nevoie în mod real de ele. Cred că, de fapt, exact ceea ce a spus acum este și problema celor care nu cred și n-aș vrea să o abordăm în emisiune, pentru că cred că sunt lucruri mai important de spus, dar
cred că ați punctat bine, dacă cei 80-85% care trec aproape fără să-și dea seama prin această boală, printre ei întotdeauna se vor găsi contestatari, dar nu știu cum le cade celorlalți 15%. Asta este toată ideea, pentru că, de fapt, ei sunt cei care au de suferit și nu știi niciodată când te vei încadra în cei 15%. Și probabil că este o chestiune de unitate umană până la urmă, pentru că toate mesajele pe care le-ați transmis și care au fost și sunt transmise în general, sunt destul de puternice, însă uneori se pare că nu e suficientă nici comunicarea aceasta. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați spus că practic reușiți să aveți 20 și ceva de cazuri de investigații pe zi, ceilalți presupun că rămân în așteptare și, așa cum ați spus, ghidați puțin niște medici de familie, vin în față cazurile care sunt mai grave și sunt internate. Aveți suficiente locuri? Care este situația actualmente pe ce înseamnă internări și ATI de atât de discutată în zilele acestea? În județul nostru disponibile sunt 459 de locuri în total. În acest total includem locurile de spitalizare pentru cazurile severe și medii și mediu-severe. Includem și paturile de terapie intensivă COVID, care sunt, după cum știți, limitate. Vorbeam de cele 13 locuri care sunt, de fapt, funcționale în Spitalul Județean și care acum, de exemplu, sunt ocupate la maxim. Practic, mai vorbim de câteva paturi în Spitalul de Neuropsihiatrie, unde pacienții care au nevoie de oxigen sunt urmăriți, dar mai adăugăm la aceste paturi și cele din spitalele de suport, adică spitalele pentru cazurile ușoare sau pentru cei care nu necesită decât o monitorizare, de la Predeal și de la Centrul Maria din Sânt Petru, unde avem suficiente locuri. Sigur, la ora asta majoritatea sunt ocupate. Spun majoritatea pentru că tot timpul există un rulaj. Externăm, internăm cu un ritm mult mai alert, pentru că îndată ce o persoană atinge un echilibru și vedem că poate să-și continue monitorizarea bolii la domiciliu, externările. Tocmai ca să asigurăm rulajul, că altfel nu ne-am descurcat. În ultima perioadă n-am mai fost nevoiți să facem transferuri, dar recunosc că pentru cazurile grave este dificil și am avut multe momente în care am fost nevoiți să transferăm în alte județe, cum a fost, de exemplu, la Mureș sau în Sfântul Gheorghe. Este foarte dificil. Ne așteptăm să câștigăm spre sfârșitul acestei luni care urmează, poate în septembrie, unitatea modulară din curtea Spitalului Județean, care va fi o secție de terapie intensivă cu 28 de paturi. Și ne așteptăm să ne ajute în gestiunea cazurilor, dar sperăm în același timp să fim până atunci un pic mai bine din punct de vedere al numărului de cazuri, mai ales că acolo e vorba nu numai de construire și echipare, e vorba și de mobilizarea unei resurse umane suplimentare, adică marea criză, să știți că pentru noi e personalul medical de specialitate. Foarte, foarte mari probleme avem să acoperim nevoile de îngrijire, de servicii medicale prin personal în toate spitalele noastre. Suntem un județ încercat. Nu pot să spun că înțeleg de plin toate mecanismele răspândirii bolii. Sigur că avem ipoteze legate de urbanizare, de circulație intensă, de dinamică, de turism, dar totuși mă aștept ca de la această comunitate vie activă să fie și o reacție de protecție, de autoprotecție până la urmă, ca să nu ajungem la măsuri radicale. Mă gândesc un pic să încercăm să ieșim așa în afara acestei probleme, deși e dificil, și să încercăm să o privim din exterior. În ideea în care e un virus, trebuie să recunoaștem, este ceva ce noi nu am mai avut, noi ca și, sau eu cel puțin am mai trăit-o,
cum știu, presupun că nici dumneavoastră n-ați mai trăit ceva de genul acesta și poate de aici și o parte din negarea lui de către o mare parte din populație. Dacă ne uităm și în alte culturi, poate cea asiatică, care sunt mult mai obișnuiți cu așa ceva, vedem că reacția lor este una mult mai normală de ceea ce ar trebui făcut. Noi suntem probabil la început. Poate că dacă, Doamne ferește, să nu mai vină încă așa ceva în timpul vieții noastre și nici mai încolo, am reacționat mai conștient și mai corect și mai cum trebuie. Dar uite că nu se întâmplă. Și atunci stau și vă întreb puțin privind din afară, ca să mai privim oarecum și din punctul ăsta de vedere. Dacă virusul ăsta, până la urmă, că sunt diferite teorii, nu intrăm în ele acum, că o să reiei boala, că revine, că o să fie și în toamnă și în primăvară și anul viitor, până la urmă nu este o soluție conștientizarea noastră a tuturor și, dacă vreți, aceste măsuri să ni le îndeplinim, care au fost recomandate până se vor afla altele sau, nu știu, până va exista un tratament sau să încercăm să conviețuim cu el într-un fel sau altul, fără multă criză și fără multă panică, nu știu, vă întreb. Da, mi-e greu să zic acum că aș putea să fac să mă desprind și să vă aduc viziunea din afara situației. Sunt destul de prinsă, atât de prinsă încât aproape viața mea personală a fost eludată complet. Dar să încerc așa să aduc o perspectivă diferită. Înțeleg că oamenii au reacții diferite față de ceva nou. Întotdeauna față de ceva nou, cu toții vom avea reacții diferite. Acel nou, mai ales dacă este ceva negativ pentru mine. Voi avea o etapă de negare în care nu voi accepta deloc ceea ce mi se întâmplă, mai ales că e disruptiv pentru viața mea. Probabil că la un moment dat se va instala însă și acceptarea. Acceptarea încă în România nu mi se pare un lucru atins. Deci suntem într-un moment de furie, de frustrare și această furie o revărsăm asupra autorităților, asupra sistemului de sănătate, asupra celor care limitează libertatea, ne limitează, să zicem, posibilitatea de a face ceea ce dorim până la urmă. Cum o să ajungem la acceptarea pe care alte comunități o au, așa cum ați spus și dumneavoastră, din experiența, din trăitul evenimentelor similare, va trebui să consumăm acest moment pas cu pas, îl consumăm împreună, trecem împreună etapă cu etapă. Ce mă îngrijorează cel mai mult din toată povestea asta este neîncrederea în lumea medicală. Nu pot să trec cu vederea faptul că se lovește în medici, în profesioniști, că chiar profesioniștii, unii dintre ei s-au separat și există curente care antagonice privitoare la această boală. Accept dezbaterea științifică, accept confruntarea de idei între profesioniști, dar nu situarea pe poziții de opoziție. Iar relația populației cu medicii trebuie restaurată. Totuși, aceștia sunt cei care îngrijesc de sănătatea populației de întotdeauna, de ani de zile. Nu poți să rupi încrederea între tine și medicul tău pentru că acum ți se pare că nu răspunde așa cum vrei tu la boala asta. Asta mi se pare un lucru pe care clar trebuie să-l recâștigăm. Nu ne este ușor, nu ne este ușor, am zis, ca profesioniști suntem efectiv într-o bulă a acestei boli și ceea ce se întâmplă uneori afară pare ireal pentru noi. Dar comunicarea cred că e o soluție bună și comunicarea este, cred că, ceea ce ne-a lipsit un pic în această perioadă. Comunicare autentică, comunicare simplă. Recunosc că de multe ori, de exemplu, cifrele sunt cele care au dus cea mai multă discordie. De ce s-a raportat atât și nu s-a raportat atât? Unde sunt pacienții? Ați ascult pacienții, inventați pacienții. E dureros să vin să mă explic, să spun că de fapt am oameni aici care muncesc
și care sunt obosiți și care de multe ori lasă de pe o zi pe alta neintroduse niște rezultate, pentru că nu mai pot fizic. Și le introduc a doua zi și datele date aseară nu mai bat cu cele date de dimineață. Deși e același lucru. Trebuie un pic de mai multă înțelegere. Da, e clar că și resursele pe care România le are sunt depășite și stăteam și mă întrebam acum, Doamne ferește, bine că nu s-a întâmplat așa, dar mă întrebam că, făcând o paralelă, nu știu, față de Italia sau Olanda sau Franța, dacă probabil intensitatea primă a bolii ar fi fost atât de mare și în România, cum a fost acolo, și aici mă refer la numărul de morți, la debandada și dezastru care s-a creat acolo, și care, din punctul meu de vedere, a fost foarte bine gestionat în România la vremea respectivă, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Probabil că dacă era un așa mare număr de morți în primă fază, probabil că lucrurile aici ar fi stat altfel. Dar evident că nu ne dorim acest lucru și cred că nimeni nu poate să-și dorească un asemenea lucru. Și probabil de aici și o parte din neîncredere sau cel puțin ceea ce am putut eu observa. Aș vrea să ne legăm puțin și de ultimele dispoziții care au fost date de către Consiliul Local și mă refer aici la purtatul măștii în zonele aglomerate, în ceea ce ați spus. Aș vrea să le reluăm un pic pentru că de la 1 august vor deveni obligatorii și ar trebui să vedem de ce importanța în anumite părți, pentru că auzeam deja glume că merg pe Republicii și mă întâlnesc cu cineva și iau virusul din mers sau ceva de genul. Da, sigur, e bine să și glumim. E foarte bine să fim veseli. Mie îmi plac toate glumele care se nasc în perioada asta și prefer să fiu subiect de glumă decât subiect de presă că nu mi-am făcut treaba în ceea ce privește epidemia. Din punct de vedere al acestor zone, am fost întrebată chiar de mulți, cum poți tu dovedi că eu am luat boala de acolo? Evident că nu pot dovedi că ați luat boala de la restaurant sau că ați luat boala că ați stat un sfert de oră de vorbă cu prietenii. Pot însă să spun că sunt condiții care favorizează, adică apropierea, aglomerarea umană, cresc probabilitatea de transmitere a virusului. De ce am ales aceste zone? Zonele pietonale din centrul orașului, unde lumea de aceea se duce să se întâlnească cu cunoștințele, să consume ceva la o terasă. Evident că toate acestea sunt momente în care garda este lăsată jos. Știți cum este? Te întâlnești cu un prieten, încrederea în prietenul tău te face să crezi că el n-ar putea avea virusul. N-ar putea el să-ți facă ție un asemenea rău, să-ți dea virusul. Dar n-are nicio legătură cu realitatea. Prietenul tău poate fi purtător de virus și tu să iei de la el. Pur și simplu, pentru că v-ați întâlnit și ați stat un sfert de oră de povești și ați dat mâna la plecare. De ce am ales și zonele în aer liber și nu ne-am limitat la spațiile închise sau spațiile unde oamenii zăbovesc? Am remarcat în ultima perioadă Brașovul parcă avid de ieșit. Este impresionant ce aglomerări sunt până și pe drumul vechi. Se merge bară la bară, să zic așa, într-o glumă, pe drumul vechi, în promenada de drumul vechi. Nu este ceva pe care pot să-l neglijez. Astea sunt locurile unde se creează aglomerații. Piețele, pietonalele, locurile de spectacole, tarabele, piețele de vechituri. Acolo stă omul și zăbovește și vă spun, prefer să glumească brașovenii despre asta, dar să respecte aceste măsuri. De altfel, ele vor fi avertizate, aceste zone, la intrarea în zone, vor fi avertismente. Nu mă aștept să stea poliția cu amenziile după oameni, dar mă aștept ca să existe o solidaritate, o conștientizare, un spirit civic al brașovenilor în acest sens. Da, și eu cred că Brașovul, și am spus asta de numărate ori, este unul dintre orașele civilizate ale României și sunt convins că numărul de cazuri va scădea. Eu sunt convins că va scădea la un moment dat și nu este îndepărtat acel moment, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, cred că
lumea devine din ce în ce mai responsabilă și că cei de aici înțeleg acest lucru. Doamna Andreea Niculau, vă mulțumesc foarte mult pentru, bineînțeles că aveam 100.000 de întrebări, dar cred că dumneavoastră aveți foarte multă treabă, iar emisiunea s-a încheiat, ca și timp. Nu pot să vă doresc decât la cât mai puțin pacienți și la o lună august îmbucurătoare. Sper să ne întâlnim cât de curând și să veniți cu vești bune. Mulțumesc! Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secretele Brașovului. Să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine și cu vești din ce în ce mai bune. La revedere!